plăteam să faci un mare din Vaslui. Mă bucur să văd că avem instituții care colaborează atât de bine în județul nostru, și anume un decolaborator al nostru este beneficiarul Vaslui, a venit la toate activități noastre și știu că mulți dintre cei care trecau sunt interesați de ceea ce vorbim noi aici, dincolo de faptul că primesc informații, au pus unii dintre ei și întrebări și data trecută am fost încântat să vedem că unul dintre toți care au venit aici au știut să o știe să cânte atât de bine la treabă și mai impresionat că în al doilea rând aș vrea să mulțumesc și celor de la Bandalerie care întotdeauna ne ajută prezent și ne ajută cu toate transporturile pe care le facem, transporturile noastre speciale, ceea ce pentru noi este un lucru extrem de important și nu în ultimul rând le mulțumesc domnului că am atât și sunt prezent alături de noi în internetul 67, ca să știți la unele dintre cine se vorba, alături de noi este domnul prezentul Fabian Bogdan, îmi doresc bun venit, domnul subprefect Mircea Borodan, domnul Paul Muntără, șeful Jandarmeriei din Vaslui, ce aș spune că n-am reușit să domnul Maxim Petru de la Poliția Română, vă vedem cu diversul nostru de Poliția Dreptului Vaslui, inspectorul șef al să-i iau și numele și toată denumirea de studie. Sunt în ceasul de că n-am reușit să fac acest lucru, dar vă urăm un bun venit în Dumnezeu alături de dumneavoastră. Vedeți că domnul... Așa sunt cumva să creșesc ce funcțiile așa. Și alături este și colegul meu, profesorul de la Universitatea Comercianu Domnului, inspector de specialitate, inspector de istorie. În lângă mine se află domnul Paul Albert Grecu, biograf în cadrul Muzeului Universitatea Vaslui și domnul Mihai Șalau, care este tot un biograf în cadrul Muzeului nostru. Astăzi și-l văd în sală și pe domnul administrator al județului, domnul Caragoș, vă rog să fim alături de noi, așa este normal. O să salut pe doamna Ramona Ioane din partea primăriei Vaslui, suntem aici și ca doamna și sunt urmărită, și colegul de acoperiș, domnul Vichinez, de la Biblioteca Universitară, director de Teții Județei. Și acum, dacă am făcut aceste prezentări de mici sipote, aș vrea să vă rog acest un bun venit și să vă propun, prin intermediul colegilor de aici, dar și prin litere pe care vreau la adresau în cercetările, să vedem importanța acestei exigeri și de cine am adunat noi aici, de ce este important acest lucru. 24 ianuarie, alături de 1 decembrie, este o zi extrem de importantă în istoria poporului nostru. Și știu foarte bine că Moldova și țara românească a fost cele care au dat cumva tonul pentru unirea așa mare de mai târziu. În primul rând, ar vrea să vă prezentăm domnul prefect de apoi, am de fiecare parte, sunt convins că fiecare dintre cuvintele lor, domnule, doresc să apreciez câteva cuvinte. Sunt oficiul oficial inclus, doamnelor și doamnelor director. Eu o să adresez doar câteva cuvinte despre semnificația zilei de 24 ianuarie, având în vedere faptul că alături de noi sunt personalități care vor elibra momentul respectiv cu mai multă elocvență, ca să spun așa. 24 ianuarie este ziua în care pentru România rămâne în istorie, ziua când se transformă într-un stat modern prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și țării românești.
fiind înfăptuitorul Unirii Principatelor Române. Anul 1859 este un an de reveme de existența noastră ca stat, fiind făcut primul pas pentru independența totală față de celelalte state europene. Aș putea spune că a fost primul pas, bine, dacă ținem cont și de 1921-1948, dar a fost primul pas pentru ceea ce avea să se întâmple mai târziu, la 1 decembrie 1918, Marea Unire. De aceea trebuie să ne cinstim valorile celor cei care au contribuit la acest pas, la Marea Unire, la 1 decembrie 1918, să celebrăm împreună Unirea Principatelor Române și să reflectăm la semnificația acestei zile, în care să înțelegem că România suntem fiecare dintre noi și toți la o altă. La mulți ani România, la mulți ani români. Vă mulțumesc! Astăzi, cu toții avem prilejul să evocăm atât de foarte de
meserie, cât și experiența înaintașilor noștri pentru a înfocui acest deziderat și anume unirea tuturor românilor. Cu toții cunoaștem că de-a lungul istoriei românii s-au luptat pentru acest deziderat, pentru acest principiu. Este foarte important ca astăzi să valorificăm acest prilej pentru a invoca, pentru a aminti valorile poporului român. Valorile, aceste valori se scriu oamenii care au înfăptuit aceste ideale deosebite. Și mă refer aici, în mod deosebit, la unirea din 1600 de către Mihai Viteazul, la mica unire înfăptuită sub să spunem așa, puterea de convingere și credința alături de Alexandru Ioan Cuzac și, nu în ultimul rând, de Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Avem datoria să evocăm, atât la nivelul instituțiilor statului, și la nivelul fiecărui individ, să promovăm aceste valori către generațiile care au să vină. Este foarte important ca atunci când avem această posibilitate să amintim în contextul globalizării de valorile românești, să nu precupețim niciun efort. În calitate de reprezentant al Consiliului Județean Vaslui, vreau să aduc felicitări organizatorilor acestui eveniment de astăzi și nu numai. Alături din stânga mea este și doamna Ramona Ioaie, care este reprezentantul primăriei Vaslui aici. Și cu siguranță că ceea ce vom asculta astăzi din partea vestnicilor invitați aici, Muzeul Județean de Urgență Vaslui, Muzeul Județean Vaslui, scuzați-mă, vom completa acest program și simțirile noastre la manifestațiile care au loc în viața civică, în viața Ștefan cel Mare, unde muzica tradițională, ora românii tradițională, ne va oferi posibilitatea să simțim în buget această unire. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați ascultat și vă doresc o zi minunată. Partea aceasta științifică pe care astăzi am pregătit-o și am să încep să mai dau cuvântul domnului inspector Prefect, domnilor comandanți, domnule administrator al județului, distinse oficialități, onorat asistență. În primul rând, la mulți ani, pentru că suntem în ianuarie și aceasta vom face trecerea între ani și pentru că sărbătorim, într-adevăr, o zi sfântă din istoria românilor și cu atât mai mult cât, iată, se desfășoară într-un cadru admirabil la muzeu, pentru că muzeul, alături de școală, alături de alte instituții ale neamului nostru, biserica, armata, continuă la menținerea și menținerea conștiinței naționale. Desigur, eu am să mă refer suficient la o temă foarte importantă, s-ar putea vorbi ori în șir, dar noi foarte limitate, pentru că sunt și alte manifestări. În primul rând, despre lupta pentru unitate națională ca o permanență în istoria României. Desigur, istoria noastră, ca și istoria noastră, este evocată de evenimente și lupta aceasta pentru unitate națională a fost o permanență în istoria neamului nostru. Nu numai a României, dar și altă ocupare în general. Este o permanență și potrive la a contribuit foarte mult la formarea conștiinței naționale a noastră. Între unirea de la 1859, la un important moment, în moment de referent, s-a spus înainte și antevorbitori, desigur că este un moment foarte important și a fost pregătită din timp. Lupta aceasta pentru unitate și a fost o permanență, cum spuneam, fiind multiple legături între români, dintr-o parte și de alta, Carpaților.
ne-am născut creștini și este un lucru foarte important, că dacă nu eram creștini, nu veneam aici ca români în spatele acesta, foarte frumos, Vasile Bărbat spune acest lucru și regretat prin Paul al II-lea, când a venit la noi în țară. Dacă s-a observat în vizita istorică din 1999, a sărutat Pământul Țării noastre și a numit Crăina Maicii Domnului și a spus că sunteți un popor, a spus atunci că suntem un popor latinit, aperit, bizantin, desfătărit, ortodox. Spuneam că lupta aceasta pentru unitate și independență s-a întrebătut de-a lungul istoriei neamului nostru și românii, ca și alte popoare, au fost nevoiți să trăiască separat. Dar între românii, de o parte și de alta, Carpaților, au existat multe legături pe viața economică, pe viața politică, pe viața culturală, pe viața spirituală. Carpații, spre deosebire de mulți ani, nu au fost un zi despărțitor între românii, potrivă i-au unit. Brașovul era în inima neamului românesc. La convergența celor trei provincii românești. Se întâlneau negustori, cărturari, din toate părțile românești. Să nu uităm că apoi tipăriturile, biserica, biserica a apărut primele școli din bisericii și ea ne filtrează credința aceasta să strămoșească luta aceasta pentru unitate politică a României. De aminte, dacă un moment important în care conștiința de neam devine un fapt convingător pentru români, este faptul că Romnicius Teot, între domnul de atunci, Radu cel Mare și Bogdan al III-lea, sau cel Gheorghe, fiul lui Ștefan cel Mare, intervine un război fratricii. Și atunci, mitropolitul Maxim al țării românești, intervine și pune capăt acestui conflict, spunând că suntem de aceeași neam și aceeași lege. Legea să moșească legea ortodoxă. Desigur, Mihai Viteazul a realizat unirea pentru fie de dus cu timp, dar a rămas ca un ideal care se va împlini peste 3 secole. În pragul epocii moderne, conștiința de neam se transformă în conștiință națională. Ideile revoluției franceze de libertate, egalitate, fraternitate au stârnit o mare epocă și în rândul românilor. Și să nu uităm că intelectualii români au și-au de prestigiu fii de boieri, și-au desfășurat studiile la Paris, orașul Lumină, veneau în contact cu ideile iluministe, l-au implementat în principal. Și secolul al XIX-lea în istorie este cunoscut în 18 numele de secolul naționalităților. Și în secolul modernității, modernizării constituirii statului național. Generația pașoptistă a fost o generație care a fost înflăcărată cu înșteptit de patriotism. A fost unică în istoria neamului nostru. Nu erau mulți, de vorbim sutelor, dar școliți apus, feliți, în contact cu ideile înaintate, au învățat foarte bine lecția istoriei, au învățat comandamentele etice. 1848, cunoscut în istorie, sunt de primăvara popoarelor. Atunci, revoluționarii au pus pe tapet lupta aceasta pentru unitate și independență națională. Dar au învățat un lucru foarte important, că România nu se poate realiza dintr-o dată. Și pe etapele anului 1848 au fost puse în aplicare de către generația pașoptistă. Un moment important despre a fost și situația internațională, războiul Crimeei, care a făcut ca acest lucru să fie să fie problema românească o problemă internațională, o problemă care era pe cursele diplomaților europeni. S-a pus atunci cadrul adunărilor ad hoc, care poate și pentru prima dată și reprezentanța ai țărănii, Moș Monroar, celebra poveste a lui Ioan Creangă. Dar totul extraordinar, pentru că țăranii au înțeles comandamentul epocii, au pus în fața țării desideratul național, primând interesele naționale în favoarea detrimentul celor sociale. Ba mai mult, pașoptiștii, frunte cu Mihai Comunician, dar și cei din Muntenia, au spus, chiar ca la Dumnezeu ad hoc, Mihai Comunician spunea, zice, poate să crească prostă păstrățile, ia și lumea învirea să se facă. Era necesară unitatea națională, au simțit românii, au simțit și prin Convenția de la Paris din 1858. Foarte interesant proiectul românilor. Moldovenii au dat domnul, pentru că a fost dubla alegere a lui Alexandru Ancuza. Însă Muntenii au dat capital, simțeau lucrul acesta. Dovadă, în istorie, vedem că referințele s-au desfășurat. Prima universitate s-a înființat la Iași.
Iașiul s-a menținut ca oraș cultural. De fapt, în 1860 primeam universitate, apoi Palatul Universității din Iași au creat de Carol I. Prima mitropolie, prima catedrală mitropolitală la nivel european, până la Iași în 1887 și așa mai departe. Deci, lucrurile se pot vedea în timp. Ceea ce este de remarcat că clasa politică a, de atunci și-a dat seama că pot, sub puterilor galante a sistemului obrăduitor a celor șapte mari puteri să realizeze unirea. Pentru că nu se spunea clar Convenția de la Paris, că nu poate să fie atât de asemenea ca și aceeași persoană în țara lumea și Moldova. Dezbate cu dumneavoastră, că erau, să știți că și frământări interne, dar ceea ce a caracterizat pe România atunci a fost unitatea și nu dezbinarea. Erau și răzbunări politice între moldoveni și munteni, între mari proprietari de pământuri și mici poeti, dar până la urmă au impus un domn care să le apere, să apere interesele naționale. Și acesta a fost Alexandru Acuză. Era un, un domn care era chiar de toate grupările politice. Și Alexandru Acuză a fost la înălțimea misiunii sale. Chiar dacă păcatele sale personale, ca orice om, are și un șumbre, Acuză s-a identificat cu interese neamului. A îmbrăcat o nouă haină când a fost domn. Și, într-adevăr, acolo, prin eforturile diplomatice ale sale, a fost Europa în fața faptului plin. Apoi se mi-a invitat de capitalele Europei să recunoască acest act major din istoria națională. Iar marile reforme din timpul lui Cuza stau la baza României moderne. Duceți-vă și astăzi în satele românești, când găsiți alături de Ivana, Maica Mântuitorul în braț, găsiți și tabule ale lui Cuza cu colaboratorii săi, Iar Cocălinceanu, Constantin Negri, cei care au făcut Unia și mai ales marile reforme. Nu întâmplător sintagma aceasta se spune că Cuza este titlul României moderne și este fiul al medaliilor vasveni. Apoi a înțeles faptul că atunci când situația internațională s-a schimbat, când nu mai era creat de marile puteri, cu dezinvoltura a venit la putere. Și a semnat actul de aplicare, chiar pe spatele unui unuia din soldați care vreau să îi forțeze aplicare. Nu să-i fie țări mele mai bine fără mine decât cu mine. A plecat în străinătate, i s-a propus să revină în țară, chiar și deputat, a refuzat. Desigur, a murit de parte de țară, dar la mormântarea lui de la Lugioasa, Mihai Cocălinceanu, care a fost colaborator cu cel mai apropiat al domnului și chiar Dușbac, a spus, zice, cât va avea țara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină din istoria neamului nostru va fi cea lui Alexandru Ioan I. Zice, nu greșit, l-am dărâmat și faptele sale mari, pentru că unirea națiunii a făcut. Deci, el a fost partele din Cuza stau la baza României moderne. Și dacă greșim într-un sondaj, în rândul tineretului, în rândul populației, după Ștefan cel Mare, personalitatea cea mai populară în istoria neamului românesc, este cea lui Ștefan al lui Țuțața, lui Alexandru Acuză. Așadar, spiritul luminii trebuie să rămână viu în memoria noastră și să fie un exemplu de urban. Să binecuvântăm Dumnezeu România. Vă mulțumesc! Din actualul județ Vaslui la lupta pentru unire. Știți foarte bine că județele Tutova, județul Fălciu cu capitala la Vaslui și județul Vaslui cu capitala la Vaslui, concur la unul județul Vaslui. Din aceste coste de județe provin foarte mulți pașoptiști, care vă vorbea domnul Ionescu și, în același timp, și viitorii unioniști. Încă din 1848-1849, atât la Vârlan cât și la Vaslui, se creează Asociația Patriotică, o asociație care avea drept scop
obținerea idealurilor care nu reușiseră să se înfăptuiască după Revoluția de la 1848, fapt pentru care s-a continuat lupta pentru unire și pentru crearea statului modern român. În atac condiții, în contextul favorabil al războiului Crimeei din 1853-1856 și mai ales al tratatului de pace, al prevederilor tratatului de pace de la Paris din 1856, atât moldovenii cât și muntenii au considerat că este cazul ca pe baza unei unități de neam, de limbă, de cultură, cu toții să-și dea mâna, să se unească și în așa fel încât țările române să nu mai fie acel tărâm de angoase și pregătii, de cerșuri, ci, dimpotrivă, să fie un teritoriu despre care să se vorbească cu mândrie, despre țară, patrie și neam. În aceste condiții, în 1856, pe 30 mai, ia ființă Comitetul Central Unionist de la Iași. Acest Comitet Central Unionist de la Iași, care avea drept scop înfăptuirea Unirii și mai ales înfăptuirea idealurilor Partidei Naționale din Moldova, adică a tuturor oamenilor politici din Moldova, grupați într-un partid, care să împlinească această năzuință de secole a Unii Moldovei cu țara românească. Spuneam, acest Comitet Central Unionist de la Iași avea câțiva membri de bază și chiar fondatori, care provin ca origine sau sunt legați de actualul județ Vaslui prin câteva posesiuni. Aș numi aici pe Alexandru Iauguza, născut la Vârlat, de asemenea Manolache Costache Bureanu, tot de la Vârlat, sau Mihai Pocălnicianu, legat de vechiul județ Pălciu, prin posesiunile sale din satul Râpile, comuna Asura, unde a și titorit o biserică. De asemenea, prin acest Comitet Central Unionist, mai făceau parte și alții unioniști proveniți din județul Vaslui, cum ar fi Vasile Mălinescu, Tăltache la Minou și mulți, mulți alții, care mai apoi au fost și grupați în comitete unioniste, mai întâi la Vârlat, unde s-a creat Comitetul Unionist de la Vârlat, care avea 134 persoane în componență. Ei proveneau din profesorii gimnaziului Gheorghe Roșca Codreanu, dar și datorită faptului că acolo existase deja un focar pașautist destul de puternic. Printre membrii Comitetului Unionist de la Vârlat făceau parte, evident, Alexandru Iauguza, Manolache Costache Iepureanu, Iorgu Radu, Ioan Popescu, profesor la liceul, la colegiul gimnaziu Cultă, Roșca Codreanu, și, desigur, chiar și Lucu Costache, Aga Emanuel Costin. Desigur, în ordine cronologică, se creează și la Vaslui un comitet unionist al celor care deja vă spuneam că făceau parte și din Comitetul Central Unionist de la Iași. E vorba de Vasile Mărinescu, de Teodor Roseti, Teodor Rășcanu, de Vasile Adamachi, de Ștefan Angheluță, de Nicolae Hagi Chiriac, de exemplu, să știți de unde e strada Hagi Chiriac, și, desigur, mulți alții, ca să nu omitem și pe cei care făceau parte din Comitetul Unionist de la Buș, adică din județul Pălciu. E vorba de Mihai Pogălnicianu, care era președinte onorific, vă spuneam, legat de Pământul și de Biserica de la Asura, din comuna Asura, de asemenea de Anastasie Panu și, nu în ultimul rând, de Costache Vârla. Toate aceste trei comitete unioniste au pus în aplicare toate acele idealuri pe care vă vorbeam. În primul rând, acela de unire a țării Moldovei cu țara românească. De altfel, ele s-au unit în lupta pentru
a reușit să contracareze falsificarea alegerilor din iulie 1857 ale caimacamului Nicolae Bogorini, cel care a încercat prin măsurii să nu autentifice pe deputații unioniști, va mai mult decât atât, a dat de înțeles atât puterilor europene garante, dar mai ales Austriei și Turciei, al cărui agent era, că românii nu doresc unirea. Fapt pentru care, prin petiții, scrisori, manifestări, atât la Bârlad, la Plăci și Buși, dar și la Iași, și în general în toată Moldova, s-a putut arăta faptul Europei, faptul că, din potrivă, românii doresc să se unească și că aceste alegeri au fost intenționat falsificate și, ca atare, a trebuit ca acele puteri garante europene să se unească într-o comisie europeană, mai întâi o reprezentanță a Comisiei Europene de Informare la București, care a luat un act de dorința românilor și de falsificare a alegerilor. În consecință, avea, după compromisul de la Oslo, dintre împăratul francez Napoleon al III-lea și regina Marii Britanii, regina Victoria, s-a putut ajunge la o înțelegere de renovare a alegerilor pentru adunare electivă din Moldova, fapt ce s-a petrecut în septembrie 1857 și une libere și corecte, alegerile au dat pe cei mai mulți deputați unioniști, atât în Bârlad, cât și în Bastâș și în Buș. În altare condiții a putut avea loc constituirea divanului Apoc al Moldovei, în care unioniști din actualul județ Bastâș, cum ar fi Mihail Bogdan, Alexandru Ioan Cuza sau Manolache, Costache Cureanu, care au înlocuit chiar regulamentul din Banului Arco și au și dat cel mai important act politic, este vorba de cele din tâi și cele mai înalte dorințe ale Partidului Naționale din Moldova, prin care se spunea în mod explicit faptul că Moldova dorește să unească cu țara românească. Spuneam, Ivanul Ascoc a fost cel care a vorbit focul legislativ prin care deja se luau primele măsuri pentru pregătirea unirii care avea să vină. În 1858, în decembrie, are loc chiar constituirea adunării elective care avea scop de a numi domnitorul Moldovei, lucru care s-a petrecut în așa cum bine știți la 5 ianuarie 1859, avea prin numirea colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, în detrimentul prințului Sturza. De altfel, unioniștii bârlădești bastuieni au acceptat în numirea lui Cuza ca domn. De asemenea, unirea s-a înfăptuit, vede prin la București, la 24 ianuarie 1859, prin dupla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Unirii, sau mai bine zis, ca domn al Principatelor Române Unite. În ceea ce privește comitetele unioniste de la Bârlad, Bastâș și Buș, ele au funcționat și mai departe, o perioadă, iar mulți reprezentanți ai acestor comitete unioniste au ocupat funcții importante în statul unitar român și au contribuit la modernizarea statului român. E vorba de Manolache Costache Cureanu, primul ministru, de asemenea apoi Mihai Pocălicianu, a cărui rol major știți, practic sfătuitorul lui Alexandru Ioan Cuza, desigur Vasile Mălinescu, Ioan Rapliș, Constantin Rola, frații Sion, George și Teodor Sion, și mulți, mulți alții care au primit fie funcții în cele trei județe, e vorba de Fărciu, Tutova și Vaslui, sau funcții chiar la nivel central. Așadar, trebuie spus că Alexandru Ioan Cuza reprezintă cel din tâi model politic românesc prezent în civilizația europeană,
Și fapta de unire a Moldovei cu țara românească a însemnat dorința neștiplită a moldoveanului de a iubi cu Dumnezeu din el, pe Dumnezeu din Dumnezeu cel din care. Vă mulțumesc! Trebuie spus faptul că încă din 1957-1958
1958, au fost diferite propuneri în țara românească, deși erau domni. Acestea au fost un partid naționalistă, unul dintre ei a fost Vasile Alexandrei, marele poet. Cu toate acestea, el, în oarecare măsură, s-a retras pentru că avea un bun prieten, cei negri. El era sărac, ei s-au dat proprietăți pentru a ajunge domnitor. Toate acestea nu a putut să ajungă pentru că nu a fost susținut de toți membrii Partidei Naționaliste și astfel, în seara de 3 ianuarie, a fost propus Alexandru Ancuza. Alexandru Ancuza, care, după cum a spus și colegul meu, Laurențiu Chiriac, era din zona Burlazului, era un colonel care știa ordinea și măsura vorbelor, a stat și a apărut la momentul oportun. A fost un vot unanim din partea tuturor și aș mai vrea să vă spun că a fost ales în Sala Elefant sau în Casa lui Cerola, care, după cum știți, actualul Muzeul Științelor Naturii. În seara de 13-4 au fost aceste discuții, a fost ales Alexandru Ancuza pentru propunere, iar mai târziu Alexandru Ancuza spunea că voi fi un domnitor pentru toți și nu numai pentru cei care m-au ales. În această situație, un sfetnic foarte bun al lui Alexandru Ancuza a fost Mihail Cobelceanu, care a fost și el un pretendent la tronul Moldovei. Cu toate acestea, el, la un moment dat, avea doar 2 voturi și a susținut că este mai bine să îl susțină pe viitorul domnitor, pe colonelul Alexandru Ancuza. Astfel, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ancuza este ales domnitor al Moldovei. Mult mai târziu, sau câteva zile mai târziu, o delegație condusă de Mihail Cocălnicianu s-a îndreptat spre București pentru a face propunerea ca Alexandru Ancuza să devină și domnitor al țării românești. S-a întrunit în seara de 22-23 ianuarie și toți muntenii au votat într-un cor alegerea lui Alexandru Ancuza ca domn. Ceea ce vreau să vă citesc este și ceea ce Alexandru Mihail Cocălnicianu spunea: alegându-te pe tine, domn, am voie să arătăm lumii ceea ce toată țara dorește. La legi noi, om nou. Fii dar omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitru, fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, să fii bun, să fii blând. Fii bun mai ales cu aceia care, nu mai toți domnii trecuți, au fost nepăsători sau răi. Nu uita că dacă 50 de deputați te-au ales domn, însă ai să domnești peste 2 milioane de oameni. Pe aceeași direcție mergea și fratele marelui poet Vasile Alexandrei, Iancu Alexandrei, care scria: adus la domnie printr-o adevărată aclamație, măria ta, nu ești numai un principe român. Alegerea măriei tale ia proporțiile unei declarații politice. Ea este un protest național împotriva încălcărilor străine. Alexandru Ancuza poate și trebuie să fie adevărat un temeitor al naționalității române, al cărui prim strigăt de libertate a fost unirea principală. Trebuie să spunem faptul că Alexandru Ancuza, atât în Moldova cât și în țara românească, a avut un freamăt și un cuget foarte, foarte bun în ceea ce privește alegerea lui ca domn. Și trebuie să mai spunem că domnitorul Alexandru Ancuza a avut de partea lui și ceea ce
putem vorbi de o politică externă favorabilă. În câteva cuvinte, aceasta am vrut să vă spun, dacă o să mai fie timp întrebări sau să aveți o zi frumoasă în continuare și să sărbătoriți cu formă de această zi.